Privește-mă să vezi cât mi-e de frică. Alintă-mă și dă-mi curajul vieții. Sărută-mă. Dacă e fiță. Într-o zi una, Mișule, o să mă cinci. Ești inima mea, cum să te uit? Oh, vraznicule, ce ești? Sunt galant. Ți-am adus o floare. Iată-i floare. Bine, ridici ziua de azi. Haide, miroase, să vezi ce tare e parfumul. Nu pot, Mișule, mă grăbesc. Unde? Către gara mică? Ce-i mă cu zorcova asta? Ce mă? Zorcova vesela, să trăiți, să înfloriți ca America Peri. În baladă. Hai, scoate punga și dă bani. Ce, ia? Cucurego, boierman. Nu-i punguța cu doi bani, măi. Prima zi zorcova, așa se face. Așa se făcea, tanti. Da, voi de ce ați venit azi? Ne-a chemat popul acum. Sfântâi! Băi, dar tu de ce ai venit? Oh, și mă putărăși, să mai mănânc singura pe ce. Hola, chicas! Nu mai știi română? La lângă voi m-a alăturat! Ce faci, mă, faci, bol? Ce am stabilit la club! Și ce taur! Și eu sunt taur! Nu mai știu cui să-i fac obluci! Ia zi, mă, ești bine? N-aș fi zis, da! Vezi, mă, care are coardele mai tocite, să nu te pungă mortalii prima! Ia mai du-te, mă, măta, mă! Ce vrei, mă? Doamna măta! Hai, doamna, trebuie să vorbesc cu tine, mă! Bă, nu se râd, dacă te prinde bactul ăsta! Din prima zi a anului! Andrei, dacă te desumpli ca ăștia, pe bune nu mai sex! Pe placa la ușii, îmi plac bărbații! Hala, noi două avem de vorbit! Thank you.
rog, îi dăm multă. Temă de vacanță! Temă de ce? De vacanță! E la ce cu răzbat? De ce? De vacanță! Nu ne facem teme de vacanță! Uite că eu citesc la română! Da! Da. Și are o stea dublă și 62 de stele mai mici. Aia, că bunicul zicea că pe vremuri se mai zicea și cornul țapului, băi. Da, băi, cum a zis proful? Anu se sfârșește și ce vrea într-o împunzătură. Asta, hai, ramulă de brață. Ce? Bine, și a pus unul tant din zana să nu iau, băi, de aici, băi. Si! Oh, adică! Adică! E simplu, bro! Tanti e bătrână! Da, va zice că e bătrână face supa bună! Se face greasă! Păi pe bune, în 2019! A trecut și centenarul vieții! Deci! Fără de... Până la urmă, care e măfana cu cuzătul la capricornul? E, uite că nu pot să-ți arăt aici! Păi, bă! Dacă erai bărbat adevărat, îi arătai oriunde, zic eu. Ce ai fi arătat-mă dacă n-are ce? Da! Opa! Mi-a crescut în... Ce i-a crescut? Bă, dar sunt vreau să am 11 ani! Și... altceva? Și... sunt viri! Ce-ai, bă? Ești mincin? Mă, da, gândeam! Am fi avut o noapte lungă! Da? M-am prins! Ce ți-a prins? Anul se termină în decembrie! Ba! Păi dacă mă apucă dansatul, devenim agresivi. Băi, nu, ce faceți mă aici? E 1 ianuarie. Și eu așa, lasă-mă și pe doar de noaptea m-am gândit la dans. Vrei să dansezi, a? Poate. Demolivă. Pupă, pupă. Pleacă trenul și tu stai ca idiotul cu bagajul în mână. Hai trebuie! Poate, poate! Te dubiți! Fraierilor! Hai, mereu sunteți așa agresivi! Deci, miște! Nu-i așa cum o faci un dans? Mișule! Nu-i așa cum o faci un dans? Da? Da! Dansă cu ea, numai cu ea, mi-am amuzit din tot. Urmă, dansă cu ea! Hai, nu aveți! Ce? Avem, dar avem! Avem! Nu aveți! Are Andrei cu migrenă! Ce, a sunat? Vai săracul de el! Vai săracul de el! Ceau! Cine vrea la mort? Cine vrea la mort? Nu e închis! Supa ta e închise prima zi din an! Nu se poate, e închise prima zi din an! Atunci te plimbăm cu patinele! Hă! Cu frigul ăsta! Trenul, idiotule! Da, măcar dacă era să fază... Da, le bătea cu pulpă! Ce-i faci? Hai! La... Merg, ce faci? Merg acasă. Hai la mine, ne uităm pe YouTube. Sunt în clubul de astronomie. Nu, 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 nu
făcută și cântecul învățat. Ne-am înțeles? Da, bot. Cum era? Da, da, bot. Dincolo de noi, e o rază de lumină. Dincolo de noi. Ziua îndrăgostiților! Ble! O, dă-mi fenișa asta! Îmi va, nu? Ciocolată! Lasă-mă! Hai să te îndrăgostești și hai să vezi altfel lucrurile! Altfel, mă! Cum? Altfel! Păi fără așa! Altfel! Du-te, mă, de aici, e fizic tot! Nu chiar! Păi voi, fetele, ce să ziceți acum? Complicată, nu m-am făcut. Voi le simplificați, da, mult. Deci femeile de pe Venus, bărbații de pe Marte. Păi da, mă, și transexualii. Ha, i-am uitat. Băi, Franciu, iute pe mine pe linșe. Băi, e frică, ha? Suntem singure, vă e frică, a? Când vă faceți mai mulți, mă chemați, mă! Ce-ai făcut, mă? I-am dobândit! Oare iubim altfel în funcție de sex? Ce? Oare iubim altfel în funcție de sex? Bă, da! De unde le scoți, mă? De unde le scoate? De la naftalină, de unde e bunica sa! Pune-te mai în bărbânt! Se învârste tot în jurul tău! Amețești și gafi! Andrei, nu e chiar așa! A, băi, ca și când ai fi drogat! Aaa, și tu de unde ești drogat? Sorul meu mi-a zis că e... așa... ca o ploaie de meteorit! O, căciun! Ce bărara! Băi, frate, ce-am avut de citit pentru astea? Ai citit? Bă, iar nu ți-ai făcut tema? Se mai numește și fenomenul perseidelor. Trebuia să citesc singur. De ce mai... E, frate. Ăsta nu-i răspuns. Băi, lăsați-l în pace. Mama... are cancer. Și cum stă în pat cu zilele după chimioterapie și vomită? Băi, stai puțin că n-a terminat. Și cum plânge. Bă, eu n-am terminat. E, și tu acum. Așa mi-a spus tata. Putea să nu vă spun. Cum, bă? Să nu știi adevărul? E, asta e. Adevărul. A, de, vă. Adevărul în accepția obișnuită reprezintă o reflexie a realității, determinarea stării prezente sau anterioare a unui lucru. Adevărul este asemenea un pis de munte învăluit în ceață, pe care unii nu pot să-l vadă sau nu vor să-l vadă. Adevărul în accepțiunea unora este o prejudecată bazată pe nevoia intelectuală a omului de a explica întâmplările cu care se confruntă. În realitate însă, adevărul rămâne doar o chestiune de interpretare subiectivă, o perspectivă ce trimite la instinct și putere. Aspirația către adevăr este condusă de voința de putere, ar spune Nietzsche. Adevărul nu ajută mereu. Și vrei adică fiecare suntem un planet. Sau o constelație, reprezentăm ceva. Poate. Și între noi sunt spații goale ca asta să fie umplute. Umplute cu ce? Cu boli și moarte. E loc și de vise. Visuri. Amăneța. Vreau.
Mai vine adresul sau ce faci? E bulanciu, mă! Mi-a zis cum să atunție! A! Alo! A! Pe WhatsApp. Hai, bă, că a trecut deja o oră. Oare cum ar fi să nu mai fie timp? Timp? Chiar așa. Timp. Timp. Avem nevoie de apă, de hrană, de soare, de... Dar de ce avem nevoie de timp? Pentru că nu știu cine au rămas hainele mici. Ne uităm în oglindă, fără să mă stăm cocotați pe scaun. Timpul e un compas? Nu înțeleg. Uite, când aveam 13 ani, mă gândeam într-una că aș vrea să devin doctor. Și să plec să lucrez în locul unde nu aș fi înțeles nimic. M-aș uita de acord. Dar cum vorbește el? Păi nu mai dai la medicină? Ba da! Deci, visul tău de la 13 ani a rămas la fel? Da. Eu vreau. Vreau să-mi fac un canal pe YouTube cu mulți fani. Ho. Eu, cofeta! Ei, ca feminin! Nu ești bărbat! Eu vreau cofetar! Uite, vezi ce iurea sună! Sună perfect, aveți urechile înfundate! Da. Vechite de ce au din jur! Auzi? La radio au spus că femeile sunt încă cele care se ocupă de casă. Păi și s-au educat! Oare cum o fi să trăiești cu un gol? Cum adică? Adică când vom deschide ușa și mama, nu o să mai fie decât un gol. Băi, ne aveți pe noi. Nu pleci la București, la facultate. Și ce, în altă țară? Hai, mă! Pe mine mă spământă că ce avem acum nu vom mai avea. Hai, mă! Nu e ca și cum am murit toți deodată. Petru, și tata asta vor termina liceul. Nu cred că mai vin la tine. De ce? Nu, mai bine nu. Zi acum! Nu va mai fi cum e acum. Băi, eu mă aștept ca voi să continuați. Da, și eu, plus avem telefoane. Da, mă, dar nu e la fel. Ar fi fost mai bine fără timp. Da. Dragostea nu trebuie să doar. Nu trebuie, dar uite că se poate. Ieșim din starea de drăgosteală și intrăm în alta. Corpurile noastre voastre comunicante. Și mintea? Pulverizată! Surpus! Hai mă, că drăgosteala asta nici măcar nu trebuie să fie de alt om! Nu? Nu! Băi, Andreescu iar ne-a tras seapul. Ce? A zis că se duce la biliard cu o prietenă. Mother fucker! L-am văzut cum își făcea o curciutiva nouă de la chimie. Ai văzut ce țâțe are? Din ce m-a sentat la țâțele profe? Andreescu e în lău. Da, mi-am pus-o la laboratorul de chimie. Foarte aproape, mă vei arătu. Păi, ziceam sigur de stele. Da, azi le fost cumpărat. Totul e de vânzare. Băi, mi-a venit o idee. Băi, da, mare. Băi, nu se înțelege. Să-i cumpărăm o stea lui Andrei. Ce mai? Pentru mama voastră. Brul, să fie mereu cu voi. Da. Mă, cum de spus în banii ăla? Putem întreba și colegii de clasă. Tot liceul. Putem să-i zicem fulg de nea. Fulgul care nu se topește niciodată. Strălucește. Putem. Uite, când eram mai mici, mama ne spunea că fulgii de nea sunt gândurile care ne țin companie. Frumos! Da, și nu puteam să adormim și ne spunea să ne uităm la stele. Aveți și voi, dar a fost fără excepte lipit de pe tavan? Hai, bă, fi chiar la mișto, bă! Ba nu! Am avut eu, erau jalnice. Se tot deslipeau și vedeau cap. Mai ales noaptea. Ploaia de meteoriți. Că vorbim de ploi și chiar a început una. Hai mă să plecăm! Andrei, sunt când aveți nevoie de ceva. Am fi vrut să nu mă simt. Spuneți-i că o să-i cumpărăm o stea. O să da. Se bucure. O să se simtă mai ușurat. Oricum știți că suntem lângă voi. Mereu. Celor care cred că dragostea va mai schimba ceva, le vom cânta, le vom cânta, le vom spune așa. Nimeni n-o să îți explice ce e dragostea,
singurând o zi de vară vei afla. Și atunci să nu uiți, să nu uiți inima ta. Binele și rău în jurul tău se vor juca. Lumea asta moartă va încerca să-ți fure dragostea. Niciodată să nu uiți, să nu uiți inima ta. La mine e Crispă. Deci ăla a zis proprii de rămână să dea teză. Numai din poezii de dragoste am luat. Directorul e îndrăgostit de profa de română. Da? Analiză de text. Dragostea trece prin stomac, cum zice bunica. Andrescu a spus foarte clar că dacă vrem să mergem în excursie, trebuie să participăm la festival. Trebuie să recităm sau cum? E cu foaia bună. Nu, trebuie să vorbim despre poezii de astea de dragoste și soare. Alese de Andrescu după gustul lui. Hai să începem! Ciudată de ritual! Dacă apare, dacă e cuvântul ei. Lame, glori, cel puțin, ci și lupe după clopoțel. Găfuind! Păi da, mă, dar nu v-ați prins. Laboratorul de chimie e la subsol. Da. Andrei, îmi vreau să-ți dau telefon, da? Râsul. Da. Poate lungă, hai! Ei! Băi, stați. Eu zic ce faci, mă. Hai, mai. Iubire, bibelou de porțelan. Obiect de preț cu smalțul nepătat. Andrei! Rămâi acolo unde ești, să nu te miști. Andrei! Așa scrie aici. Și dacă ne iubești cu adevărat, să mă murdărești. Dacă ne iubești cu adevărat, rămâi pe loc încă un an. Că nu părăresc! Nu asta e iubirea! Nu-i bibelou de porțelan! Adică nu e fragilă? Și nu se sparge? Păi da, mă, dar chiar dacă se sparge, te duci cu pere altul și ai rămânat. Păi, mai că ne faci toți! Nu e obligatoriu! Ce? Să participăm! Nu e! Dar e cadou pentru vacanța de vară! O să stăm până la mare! Noi suntem deja la mare! Da, la mare, la Bulgari! Nu e aceeași mare! Toți românii merg la aceeași mare! Dar în altă țară! Paradox! E fițe! Realități paralele! Opriți-vă, e un concurs banal! A noastră e simplă. Și la obiect. Despre ce e vorba? Păi zice că dacă nu te atingi copilul, să stai frumos în banca ta când vine. Într-un fel, da. Într-un fel? Dacă ne iubești cu adevărat, așteaptă la fel încă un an. Păi da, mă, dar dacă ori în anul ăsta? Stai ca pou și dragostea tău. Dragostea a venit. Și roagă să o aștepte să revină și la anul. O, cam, iași! Să nu înțeleg cum vine asta. Dragostea o liberul. E doar o figură de stil. A, deci a fost rinții. Iubești, stai, drag. Iubești, aștept, drag. Bravo, bine. Prăfuit. Lasă că se șterge. A, vine femeia să-l șteargă. Îmi credeam că femeia... Bă! Faci-o! Da, bă, vezi, nu-l scăpa din mână. Pe cine, mă? Pe femeie? Mă, ca și soarele, dragoste cea mai tare chestie. Păi îmi fi, mă, dar cum ne punem din belou, că tot ăla. Exact, Andrei! Deci, Andrescu le testează nervi. Dragostea e ca soare. Un bibelou de porțelan. Doamnele, se vor face praf la profesor. Cumpărătoare se duce înainte. Hai, mă, să trecem la următoarea poezie. Aoleu, mă doare cap. A noastră e atât de scurtă, n-am înțeles nimic din ea. Deci e așa, tu mergi lângă întrebările mele, eu merg lângă liniștea ta.
Când mergi lângă zorii dragostei mele, când merg lângă amurgul părului tău, scrise de... Îmi pare, titlu? Definiția liniilor paralele. M-a spart. Gata, bă! Ce, bă? Am găsit cine era vimelou, ia uite! Băi, dar ce poezie pe tot! Da? Da, simplă și la obiect. Da, dar fără vimelou! Ați făcut fixații cuvântul ăsta. Un cuvânt comunist, exact așa. La bunica mea la țară era plin de jeguri din trase. Și coșar și balerine și cățeluși cu coada întortocheată. Suveniruri! Da, muzeul comunismului. Băi da, mă, da. Generația noastră o să aibă. Băi, muzeul digital! Băi, ia să te pentru că subiect. Petru, cum legați poezia de soare? Soarele și luna, simplu. Nu înțeleg. Deci, e vorba despre doi care merg unul lângă altul? Da. Așa cum e și soarele cu luna. Știți cât papa mea și-a mâncat ultimele zile? De stres, mi-a făcut bunica. Hai, mă, e doar un concurs. Cu smântână sau fără? Marius, voi ce poezie aveți? Eu! Storescu! Ce mă? Storescu! Ci vino când nu merge nimeni, când nu avem picioare vino, dar mai ales când voi fi orb, lumino. Ermetică, cum am zis. Și mie mi-a dat ceva timp să o înțeleg. Și ai înțeles-o? Poate. Deci, tu ai dispărut. Dacă ai dispărut, ai dispărut și gata. Uite, vezi, mă gândeam că dacă duci dorul cuiva, te arzi. Apropierea de soare distruge. Intensitatea dragostei e ca puterea soarelui. A, înțeleg. Mi-e poate de ceva prăjit. Jesus! Andrei! Ce te vrei? Căci azi le semeni tuturor la umbră și la bol. Și te privesc nepăsător în rece ochi de mor. Oare? Nepăsătoare! Pregătiți! Femeile sunt reci, sloi de viață chiar. Mișule, voi chiar aveți nevoie de soare. Nu chiar! Bă! Bă, trebuie să spunem ceva, să-i lăsăm pe toți cu gura căscată. Și câștigăm concursul. Da. Și plecăm la Bulgar, la Castraveți. Ce? Vreți, eu să-ți placă. Da? Am vrut să te făcut cheio. Domnule, dă-mi rinii concursul, vă fără, ok? Cassandra, car văzătoare, Cassandra. Orice spui, da, orice spui, nimeni nu te crede. Deși vorbești pe înțeles, eu... Nu te pot pricepe. Neagră moare. Da. Nimic nu rezistă morții.
E pur simofil. L-au torturat pe Galileo să admită că a greșit. Da, să admită că noi am fi în centrul universului. Și Andreescu vrea ca noi să împăcăm preoții cu teoriile gândite ale științei? Da, crede-n amândouă. Uite ce, fără copii în școli. Ce? Eu am trăit în alte vremuri. Știm, nu a fost bine înainte de revoluție. Să nu se miște nimeni, că praf se face echilibrul ăsta. Ce dai mă la facultate azi? Lasă-mă, mă. M-au bătut la cap ai mei atâta că dau la ase. Nu-ți place? Nu, economist, șoarece de birou. Hai, mă, îți deschizi o afacere. Petru, unde ai vrea? La teatru. Să mor de foame? Nu mă irosesc. Dă-mă la teatru, hai. Astfel doar tu vei fi răspunzător de greșelile tale. Vezi, mă, te-am încolțit. A, așa, cred că i-am făcut și lui Galileu. Ia-ți-mă! 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 Cine jurul cui se mișcă? Fiecare nu! Ăsta e rochetul! Tanti, ce zici? Are pentru față de actor sau de economist? Da? Băi, mișule, Petru ăsta al nostru chiar are față de actor. Tanti, și că mulți actori vor să se facă preoți? Uite! Ba da, pentru că actoria și preoții au forță magnetică. Te atrag până când nu poți să reziști și bum, mori. Da, te atrag ca într-o gaură neagră. Cam așa ceva. E doar că nu mor, evoluezi. Ai auzit, Tanti? Nu mor, evoluezi-că. Dar eu sunt gaura neagră a liceului. Băi, Cătălin, ești mitocan. Băi, dacă Dumnezeu cum rămâne? Îl ignorați. Dumnezeu trebuie tras la răspundere! De ce? Pentru propagandă! Dumnezeu trebuie judecat! Eee, atunci să-i facem proces! Mă, dar vă potoriți o dată! Dumnezeu pentru somenirea! Goală! Mai copii, mai! Dumnezeu nu există! Tanti! Ba există! Pentru că trebuie judecat! Andrei, cum mă gândirea? Ce ai spus, mă, și tu? Aseară mă uitam pe geam la o muscă care... Hei, stai, băi! Vino ca! Așa, deci ziceam că aseară mă uitam pe geam la o muscă care se chinuia să zboare. Vedem, dar nu vrem să simțim. Nu mai înțeleg nimic.
Poate că asta se întâmplă și cu noi. Suntem aici unii lângă alții, dar nu știm ce se ascunde dincolo de noi. Lăsăm în urmă camera copilăriei.
Da, nu e noi? Da, poate o dăm zeilor să o ducă pe muntele Olimp. Da. E real de real. Ba, copii, aveți atâta timp la dispoziție și-l pierdeți cu tâmpeni. Încercăm și noi să înțelegem viața, tante Sandra. Da. Da. Când eram așa de vârsta voastră, mă gândeam doar că o să am un copil. Și? Da. Și n-a fost să fie. Așa. Real de real. Ca viață. Păi și ce să... Și duce, duce, tot duce. Dar ce e după? Fluturi, flori, apă, soare, orizont? Ultimul clopoțel! A fost! Antisanda! Să nu te recunosc! Stă bine! Poate părul un pic vopsit. Și cu afar. Am plecat. Ultima zi de școală să rămână și începe vacanța de vară! Și plecăm la Bulgar! Nu, nu plecăm! Au câștigat unii de la Petra Neam. Și castraveții! Castraveții! Andrei s-a zis că au avut și costume. Nu ne-a zis nimeni nimic de costume. Da, am făcut și noi. Lasă-mă! Noi știm cum arată mare. Dar nu dincolo de graniță. E la fel ca aici. Nisip, orizont, pescăruși. Topless girl. Ce așa? Mă gândesc la cei care au câștigat copii. Acum vă vedea marea. Da, nu faci ce au imaginat. Atunci va fi o experiență. Iar noi stăm și ne imaginăm cum arată marea. La Bulgar. La Bulgar. Da. Nu mai dau la facultate. Ce bă? Vrei să te bubelească maică ta? N-are decât. Stai mă, cum adică nu mai dai la facultate? N-am vorbit că să mă mândoi în casă? E, dragule, acum simți ce simt și eu. Alex, ai indiferit. Trădare! Da, dar nu înțeleg nimic. Mișu, ce s-a întâmplat? Am obosit. Oh, și stai acasă și te odihnești, a? Bă, poate vrea să iasă la pensie, mai știi? Lina, și ce o să facem? Nu m-am gândit la detalii. Bă, nu te-ai gândit, punct. E, lasă că rezolvă diseară din Rigu. Șeful nostru de promoție nu dă la facultate. Cum sună asta? Pe bune, felicitări, n-am știut. Șeful vostru de promoție vrea să fie lăsat în pace. Antisanda! Antisanda! Mișu, nu mai pleacă! Nu e treaba mea! Mișule, îți dai seama, nici nu tantiu-mi fac! Ei, hai să schimbăm subiectul! Îl rezolvă diseară, din rând! Cu un șut în cur! Mișule, de ce nu mai vrei să pleci? De ce m-aș grăbi? Bă, frate, tu ai să-i ce-o zis? N-am zis. Ce bă? Ce curiș! Încă nu știu! Aaa! Deci alt șut în cur! Mă dai o ofertă, mă, sau cum? Da, n-ar fi uinerea, să știi. Că și ce ai să faci în timpul ăsta? Mă refac. Dar bă, că nu dau așa tare, ce drept, bă. Bă, nu pot, dragule. Tratament doamnelor primaterii, cum au făcut bunicii mei. A, și? Cum s-au întors? Vezi că bunicul nu s-a mai întors. Da, bă, că l-am văzut el la șprinte. Oai, ești un mare blangiu. Oai, am obosit. Cine te ascultă? Asta e problema. Nu ne ascultă nimeni. Ce zici? Asta e problema. Și ce crezi că dacă repete tuplă? Mișu, ești de primar. Cine e șeful de promoție? No. Nu sunt niciun fel. Voi sta ca suna și cu asta va. Mi-i mână. Eu am plecat. Tati, ne pozezi? Să vină!
5 minute și vă zic sigur că nu apare, el pleacă și plec și eu. Da, și dacă plec eu, plec și eu. Ce? Da. Și eu unde pleacă? La coadă, la jnic. Că tot e ceva. A, și tu? Merg cu el. Păi și eu plec. Nu, nu, mai stai, mai stai. Băi, dar lasă-o! Eu plec la București! Aaa, dai la facultate, zici! Nu? Am câștigat la loteria vizelor. Ce ai făcut? Ce? Nu m-ai aflat! Am aflat azi. De fapt, ieri. Dar atunci era azi. Și chiar pleci? La vârsta ta? Dar ce are vârsta, mă? Dar ce are? Exact! Mătușa mea la 70 de ani dansează tango! Și eu dansez, dar tot plec. Unde-i tantică? America e mare! Nu știu, o să-mi spună oamenii aia de la ambasadă. Dar tu știi engleză! Hello! O învață! Tanti, îți dau eu un ghid! Da, mă, dar tu ai fost la Londra și nu-i tot una. Ei, are destule cuvinte în engleză cât să supraviețuiască. Da, cum ar fi hello, Facebook, WhatsApp, Instagram, go to hell, fuck you! Și eu cam în România! Hadia, hadia, dragă! Petru! Americanii cred că noi vorbim rusa aici. Da, da, așa e. Vodka! Tanti, te învățăm noi tot ce trebuie să știi. Felicitări, tanti, ești tare! Pentru? Ai absolvit. Ce? Ai terminat cu liceul ăsta. Ar trebui să plecăm cu toți. Ce fraier ești, ca să ne rămână în urmă? Da. Hai! Ce? Să plecăm și noi. A, cum vrei? Cum să plecăm dacă nu știm ce ne așteaptă afară? Viața bate timp. Da. Am ajuns să trăim și pasta. Mai nou ne pleacă bătrânia. Da, de parcă tinerii stau. Eu nu plec nicăieri. Nici eu. Nici eu. Nici el. Noi. Vă trimit eu o vedere. Un e-mail, tanti. Dar oare ăștia nu-și dau seama că pleacă tot? Dar chiar când pleci? Într-o lună. Păi și cu apartamentul? Ce apartament? Stau cu chirie. Ce? Chirie? Chirie? Păi voi vă dați seama? Că ce? Că tanti Sanda, la vârsta ei, nu are un loc al ei. Cum adică? Un loc al ei în țara ei. La vârsta ei, tanti Sanda nu are un loc al ei în țara ei. Asta e bună de publicitate. Să-ți o scrie pe tricou în campanie electorală. Și acolo unde o să stai? Ei, dar mai lăsați-o în pace. Dar du-te că și-a spus numai cu pei. Hai mă, glumim și noi. Ai uitat sau cum? Bă, Andrescu nu-mi răspunde la telefon. Maria, nu mă lăsa aici! Da, ce? Mă, ce facem cu Andrescu? La liceu, Andrescu! Cum că Andrescu? Mamă, clubul de astronomie! Ți-am spus tot anul că merg la... E, acum îți amintești? Ce? Mi s-a făcut sete? I-am spus să-și iau o sticlă cu apă. Mamă, ți-am spus că serbaia de sfârșit de an e lungă. Nu știu, du-te la chioșc. E lângă școală, la o stradă distanță. Așa, așa, acum fă la dreapta. Cum nu știi să ajungi, mamă? Mă nebunești. Da, bine, bine, gata. Mamă? 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 Știi că Mișu nu mai de la facultate? E, na, eu mă duc, nu. Cred că se duce și el. O face pe dramaticul atâta tot. Ce? Biscuiți? Mamă, dar tu chiar n-ai luat nimic la tine. Ah, da, emoțiile, da. Dar trebuie să le controlezi, mamă. Învață. Mamă? Mamă? Hai că vorbim mai târziu, că am rămas singură în curtea școlii. Nu știu, au plecat. O să mă duc să-i caut. Trebuia să ne luăm la revedere de Andrescu și... Ce? Da, au și biscuit cu cacao. Mamă, cum poți să uiți să iei ceva de mâncare? Da, bine, calmează-te, da. Calmează-te, da. Da, și eu te iubesc, mamă.
Da, bine. Nu știu, nu știu, mai târziu. Da, bine, bine. Pa, pa. Mamă! Ce o să te faci când o să plec de acasă?